seara și bine v-am găsit la ediția specială de Revelion. Numele meu este Alejandra, sunt moderatoarea emisiunii Frumusețe fără secrete, iar în acest moment o am alături de mine pe Mona Croitoriu, make-up artist și totodată creatoare de conținut. Bine ai venit, Mona, și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea la ediția specială de Revelion. În primul rând vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci, mai ales pentru machiajul pe care mi l-ai realizat. Este un machiaj extraordinar care a fost realizat cu foarte multă muncă, aș putea spune. Bine te-am găsit, mă bucur să fiu aici și mi-a făcut mare plăcere să realizăm împreună acest machiaj. Mă bucur foarte mult că îți place și este un machiaj festiv pentru a fi în ton cu această seară. Pentru seara de Revelion, cu siguranță. Mona, povestește-ne puțin despre activitatea ta, cum ai ales să mergi spre meseria de make-up artist? Cred că a fost foarte natural, pentru că eu am fost pasionată de mică, de tot ce însemna frumusețe, machiaj, inclusiv modă. Și am încercat mai întâi pe mine, apoi pe prietene și m-am dezvoltat foarte mult pe partea asta, urmând apoi și cursuri de specialitate pe diverse tipuri de machiaj, pentru a le încerca pe toate, a vedea ceea ce îmi place mai mult și am creat un stil personal. Felicitări, Mona, pentru tot ceea ce ai realizat. Mulțumesc. Să vorbim puțin și despre machiajul pe care tu l-ai făcut în seara aceasta. Este un machiaj de Revelion și sunt tare curioasă cum de ai ales aceste nuanțe. La ce te-ai gândit când ai ales acest tip de make-up? În primul rând m-am gândit la tine, să fie ceva care să ți se potrivească, să fie ceva festiv pe care să-l purtăm cu drag într-o seară așa de frumoasă ca seara de Revelion. Da. Îmi place foarte mult rochea pe care ți-ai ales-o. Mulțumesc. Și tocmai de aceea am zis să mergem cu un make-up cu accente de glitter care să strălucească la fel de frumos ca rochea, ca să fie astfel pusă în evidență atât de ținută cât și de machiaj. Mulțumim tare mult, Mona! Acum să detaliem fiecare procedură a machiajului și aș vrea să începem în primul rând cu machiajul feței. Cum te-ai gândit să realizezi fața? Pentru machiajul feței am mers mai întâi, bineînțeles, pe curățare, hidratare, apoi am mers cu un fond de ten rezistent, pentru că este o seară în care petrecem și avem nevoie să ne ținem machiajul până a doua zi dimineață. Așa că avem acest fond de ten rezistent împreună cu o pudră pe care am mers apoi pe partea de sculptare, pomeți și fizionomie, blush și highlighter ca să evidențiem pomeții. Felicitări! Ai ajuns la un rezultat extraordinar, aș putea spune. Mulțumesc frumos! Să vorbim acum și despre machiajul ochilor. Machiajul ochilor este un element important în ritualul machiajului întotdeauna. Spune-mi, te rog, cum ai ales să asortezi astfel de culori? Pentru că avem culori, nuanțe de roz și totodată avem și glitter. Exact, avem o trecere din niște nuanțe naturale de bej auriu și mergem spre o parte de marouri închise cu negru, cu mov și cu roz. Avem un finish de cat eye, privirea este foarte bine pusă în evidență de acest machiaj ascuțit. Practic ridicăm așa ochii și deschidem privirea, iar accentul pe pleoapă este dat de acest glitter, care este un glitter holografic. Este practic în trei nuanțe, în funcție de cum îți miști privirea și în funcție de lumina în care te afli. Glitterul se transformă de la auriu, la roz, la verde și completează foarte bine toate celelalte nuanțe pe care am mers. Corect, am remarcat asta și mi se pare ceva extraordinar cum ai reușit să te joci cu aceste nuanțe. Aceste nuanțe extraordinare și foarte potrivite pentru o petrecere de Revelion. Mulțumim tare mult! Acum vorbim și despre machiajul genelor, pentru că și genele sunt foarte importante la un make-up. Am mers pe un machiaj al genelor, să spunem, mai natural, pentru că am folosit o mascara de volum și alungire, dar am renunțat la utilizarea genelor false, pentru că avem deja destul de mult. Machiajul este intens, folosim un glitter și de aceea n-a mai fost necesar să mai adăugăm și genele false, ca să nu fie acel efect de prea mult. Exact, la un machiaj cu nuanțe foarte deschise, nu este indicat să folosim întotdeauna genele false. Da, să avem prea multe elemente și mai bine îl păstrăm așa. Iar sprâncenele cum le-ai realizat? Sprâncenele le-am realizat în trendul actual, acum se vorbește foarte mult despre această laminare a sprâncenelor și se dorește
un look cât mai natural, se poartă sprâncenele dese, bogate, poate chiar ușor zburlite și de aceea folosim un gel de fixare pentru a ridica efectiv firele și a obține acest aspect deranjat, dar organizat, adică să se vadă frumos și apoi am conturat și cu culoare pentru a le umple și a obține acest efect de sprâncene pline, naturale și frumoase. Extraordinar! Și acum am ajuns și la ultimul pas. O să vorbim despre machiajul buzelor, care totodată este un pas foarte important. Bineînțeles, rujul ne completează look-ul pe care îl avem creat și pentru că este seara de Revelion și în această seară bem șampanie, mâncăm, am ales un ruj rezistent care se țină pe tot parcursul acestei serii, indiferent dacă noi mâncăm sau bem. Și am făcut o combinație de trei culori, aș putea spune. O combinație de trei culori. O combinație de trei culori. Wow. Avem acolo o bază de mov, cu o nuanță de maron nude. Cu maron nude. Și cu o nuanță de roz, care să mai deschidă un pic culoarea, ca să obțin ceva personalizat pentru tine, să se potrivească cu nuanțele tale, da? Cu tenul tău și, bineînțeles, să completeze foarte bine ceea ce avem creat la ochi. Și ai reușit să faci asta chiar foarte bine. Îți mulțumesc tare mult, Mona. Și pentru că acum suntem la petrecerea de Revelion, vreau să te întreb care sunt planurile tale de viitor pentru anul 2022. Am chiar destul de multe planuri pentru la anul. Eu sunt o persoană foarte creativă și mă implic foarte mult în ceea ce fac. Așa că te invit să mă urmărești pentru că vor fi niște proiecte foarte colorate, bineînțeles pe parte de make-up și cred că o să vă surprindă ce o să vedeți. Sunt convinsă. Să le spui unde te putem găsi pentru viitoare colaborări? Sigur că da, mă puteți găsi online, mă puteți citi pe fromonawithgloss.ro sau în rețelele sociale, mă găsiți ca Mona with Gloss pe Instagram, pe TikTok, dar și pe Facebook. Îți mulțumim tare mult, Mona! Și eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, în fiecare sâmbătă puteți urmări emisiunea Frumusețe fără secrete numai la postul de televiziune Tele7 ABC. Eu vă doresc un an nou minunat și numai bine! Pe curând!